Modernizarea căii ferate care traversează Timișoara bate pasul pe loc, iar banii primiți prin PNRR s-ar putea pierde, avertizează ministrul transporturilor, care acuză autoritățile locale. Primarul orașului spune însă că nu se va răzgândi cu emiterea avizelor pentru un proiect care va afecta orașul iremediabil. Culoarul feroviar din oraș face parte din tronsonul care va fi renovat astfel încât trenurile să poată circula cu viteză mai mare. Un sens giratoriu suspendat sau două pasaje, unul suprateran și unul subteran în zona Bader. Acestea sunt propunerile intens dezbătute în ultimele săptămâni care au dus la divergențe. Au fost foarte multe discuții în ultimele luni cu primăria. Eu îmi doresc să fiu constructiv și cred că toată lumea își dorește ca aceste proiecte să se întâmple, doar că vreau să vă fac o cronologie a ceea ce s-a întâmplat. Au promovat acest proiect, da? Care are finanțare pe acel proiect. Să vii acum și să spui, domne, noi mai vrem ceva, mai vrem să facem la Bader altceva, vrem să facem exproprieri în plus, vrem să facem... Poate să fie idei foarte bune, eu nu le contest. Nu contest deloc acest lucru. Doar că lucrurile au plecat cu ceva ani în urmă. Într-o anumită direcție. Își permite această... Sau o administrație trecătoare, cum și un guvern trecător, să dea cu piciorul la 300 de milioane de euro? Credeți că merităm ca oraș? Doar că îi se pare unui arhitect că trebuie să facem niște exproprieri în zona Bader? E un apel al meu către administrația locală, de a găsi dialog, de a fi constructiv, de a nu cere lucruri care nu erau prevăzute și pentru care s-au cerut bani și s-au primit de la comisie. De vreo 3-4 luni tot avem discuții și nu primim avizul. Pe lotul 3 Timișoara. Sunt convins că există argumente care poate să pară foarte bune sau generoase. Nu contest acest lucru. Doar că noi vorbim de un proiect deja discutat, promovat de aceeași primărie, finanțat prin PNRR, pe care acum îl vrem schimbat. Ok, se poate acest lucru, n-am niciun fel de problemă, absolut niciun fel de problemă. Să vină primăria să plătească. Este un proiect care va determina felul în care trăim în acest oraș pentru următorii 150 de ani și de aceea trebuie să ne asigurăm că facem ceea ce trebuie. Și asta este motivul de ce de câteva luni există o echipă extinsă cu proiectanții acestui proiect, cu CFR și cu arhitecții specialiști din Primăria Timișoara și din partea Consiliului Județean să găsim pentru anumite probleme concrete soluții corecte pentru Timișoara. Și CFR însuși a venit cu propunerea ca acest sens giratoriu suspendat pe Bader, care este un coșmar urbanistic și care va duce la o blocare în trafic, pentru că dacă acolo sus e un accident, în toate patru direcții nu mai pot să miști nimic, să-l înlocuim cu două pasaje. A fost propunerea venită oficial chiar din partea CFR și din câte ne-au spus este o variantă mai ieftină. Că asta acum presupune un pic mai multă muncă pentru anumiți funcționari în Ministerul Transporturilor e adevărat. Dar mai bine să muncească ei acum decât să sufere timișorenii pentru 150 de ani cu o soluție care n-are niciun rost. Autoritățile nu au soluționat încă problema, iar proiectul trebuie să fie gata până la finalul anului 2026. Altfel, 300 de milioane de euro s-ar putea pierde.